Bună dimineața din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec, ești destul de bun în a-i manipula pe cei din jur și astăzi reușești să-l aduci pe cel iubit de partea ta. Noroc că te iubește îndeajuns de mult încât să treacă peste viclenia de care dai dovadă atunci când îți dorești ceva cu adevărat. Taur, vei atinge puncte foarte interesante în viața ta pe plan sentimental. Ai parte de o discuție intensă, dar care va culmina cu ceva scântăi între tine și persoana iubită. Gemeni, astăzi ai ocazia să-ți folosești vocea exact cu scopul pentru care ți-a fost dată, acela de a-ți face gândurile și sentimentele auzite și înțelese de persoana iubită. Chiar dacă discuția va debuta destul de tensionată, lucrurile se vor așeza pentru voi. Rac, astăzi relația ta, care părea calmă și armonioasă, se transformă într-o competiție în care fiecare vrea să demonstreze că știe mai multe decât celălalt. Poți calma spiritele dacă îți asezonezi poveștile cu ceva glume care să destindă atmosfera. Leu, iubit, iubirea nu este la cote maxime pentru tine, probabil din cauza certurilor avute în ultima vreme cu perechea ta. Un cadou care să-i arate cât de mult înseamnă pentru tine ar putea fi lucruri de care aveți nevoie pentru a tempera lucrurile între voi. Fecioară, trebuie să iei o decizie importantă legată de relația ta. Partenerul de viață este mulțumit de voi, dar tu îți dorești mai mult și numai tu poți decide dacă lucrurile mai pot rămâne așa cum sunt acum. Balanță, persoana iubită îți pare exagerat de pasională astăzi și nu știi cum să-i o spui fără să-i rănești sentimentele. Ești într-o dispoziție în care simți nevoia să te distanțezi puțin de cei din jur, dar perechea ta nu pare să înțeleagă acest lucru. Scorpion, iubirea se va manifesta astăzi prin zâmbete foarte largi. Tu și persoana iubită veți putea să vă relaxați împreună și cu siguranță veți găsi multe metode de amuzament. Săgetător, este o zi care va scoate la iveală noi trăsături în partenerul tău. Credeai că vă cunoașteți bine și că nu există nimic pe care să nu îl știi despre celălalt, dar astăzi ai parte de o surpriză. Capricorn, poate că nu-ți dai seama de direcția în care mergi în relația de cuplu. Oricum, chiar dacă știi sau nu, astăzi nu ai nicio șansă să progresezi. Vărsător, trebuie să fii atent în ceea ce privește interacțiunile sociale astăzi. Poți fi tentat să o apuci pe o cale greșită și astfel să ieși din grațiile persoanei iubite. Pești, ești cam atras de cineva din anturajul tău, dar pe care n-ai reușit să o vezi așa cum ai să o faci astăzi. Fă primul pas, fiindcă sigur vei avea de câștigat. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă! Mulțumim tare mult, Amalia!